Sincer vă spun, văzând cazurile care au stat în Delta și la Satu Mare și la Bihor și focarele care de câțiva ani tot spune că este în Ucraina și în Moldova focar de pescă, sigur mă așteptam să ajungă și la noi. Deși, sincer, n-aș fi vrut să întâmple. S-a întâmplat, asta este. Lucru bun că nu este extins dacă la cei 13 bistreți care au fost împușcați în fondul de vânătoare aici la Sfarou, a ieșit rezultatul negativ, zic că este pentru început un lucru conservat. Deci este un caz izolat, să fi venit din partea cealaltă. Măsurile care trebuie să luate este în planul județului. Eu nu o să le citesc, dumneavoastră le știți și o să intervine domnul doctor Leter și o să vă spună dacă mai multe ce avem de făcut. Eu zic cu cât ne vom mobiliza toți și vom gestiona starea asta de mi-a plăcut, ca să zicem așa, de la Alba. Acolo eu zic că atât va fi mai bine pentru noi. Procedura a fost corectă, a făcut-o cu Valică, cu pădurarul de acolo, cu domnul doctor, s-a anunțat. În schimb, asta este omul de la noi, că e curios și au mai fost și câțiva oameni din sat. Aici e problema, dacă ei ne-au căutat, când au fost acolo, în jurul. S-a făcut dezinfecție. Deci la persoanele care au fost pe acolo, deci s-a mers în curte, s-a făcut dezinfecția, s-au confiscat încălțămintele, deci lucrurile cred că s-au procedat corect. Mai un lucru, mai un lucru, am văzut că sunt discuții, sunt discuții în sat, precum că se dă vina că de ce s-a anunțat, de ce. Acum, lumea trebuie să înțeleagă pentru că dacă s-a făcut lucrul ăsta, s-a făcut cea mai bună alegere posibilă, pentru că s-ar putea ca să fie un caz singular și dacă este luat repede, s-ar putea să nu mai avem cazuri la alți mistreți sau la alți porți domestici. Așa că discuțiile astea nu sunt inutile, că mai bine îl îngropau, mai bine îl dădea benzină și dădea foc. Nu. Astea sunt false, cel mai bine, ăsta este ca și cum am băgat gunoiul sub preș și noi am scăpat de probleme. Nu, și nu stau așa. Nu trebuie să facem curățenie. Și cred că este cel mai corect cum s-a procedat. Perfect. Și eu zic că în continuare, dacă ne comportăm normal și oamenii înțeleg, s-ar putea să fie singurul caz și s-ar putea ca în 45 zile să se stingă focarul. Oricum o să vedem după ședința de astăzi a Comitetului Județean. Probabil să facem echipe mixte și o să mergem să discutăm cu oamenii din casă în casă. Lucru bun care eu nu l-am știut. Deci eu ce-am văzut în media, scandal cu porce, prin Buzău, prin Tulcea, prin Galația, prin Brăila, mai mult. Ei, deci omul dacă are porci în cuț, sub verificarea atentă a dumneavoastră, poți să-l sacrifice. Dar să-i dați, să-l verificați dumneavoastră. Nu, deocamdată asta o să ajungem la momentul. Nu, dar sunt să apuci de a tăia iurea porcii. Sunt în panică, sunt în panică. Oricum, ideea tot timpul a fost așa. Zilele astea au sunat telefoanele ca la nu știu ce. Eu întotdeauna le spun la oameni să nu intre în panică, să aștepte medicul să vină, să vadă situația. Acum, noi nu putem hotărâ asupra proprietății omului. Este proprietatea lui, nu avem cum să intervenim asupra, cel puțin noi ca medici veterinari. Ideea asta este, ca oamenii să aștepte, să intrăm în curte, să vedem animalele și dacă dă Dumnezeu bine și suntem atenți, s-ar putea să nu mai apară cazuri la... Iarăși, foarte important, circulația animalelor. Să fie cumva stăpânită, cel puțin în momentul ăsta chiar rugați oamenii să nu mai transporte chiar scoafele la vier sau să miște în localitate chiar animalele, să nu mai cumpere porci, să nu vândă porci, dacă se sacrifică să se consume doar în familie și atât tot. Dar ce să facă cu tranzitul de porci care vin să-i ducă la abator? Pot trece prin comună sau asta este problema Comitetului Județean. Comitetul Județean de Urgență, ei vor reglementa lucrurile astea, deci nu ține de noi, comunitatea locală, da. Plus și aici, ferească Dumnezeu, dacă se ajunge la populație, atunci intervenția noastră este mai și cheltuia la UAT-ului. În momentul de față, ceea ce se va face și dacă este în acolo, pe fondul de vânătoare, e responsabil fondul de vânătoare. Noi ajutăm și colaborăm pentru a gestiona cât mai bine această situație. Sperăm să nu avem nevoie să ajungă la populație, dar oricum noi avem ceva materiale, în schimb o să
trebuia să mai achiziționăm, să avem mai multe rezervă. Ferească Dumnezeu în caz să avem nevoie. Dacă se va ajunge la populație și o să trebuiască sacrificate animale, avem locul stabilit, coordonat, exact unde se va face, unde se va deba. Nu este atât, nu este împrejmuit. Dacă se va ajunge să fie acolo, se va să îl împrejmuim. Dar locul este la fostul puț sec acolo, dacă e coordonat. Da, da, da. Da, și eu fost și verificat și direcția sanitară veterinară la județ, cu direcția agricolă, cu data de mediu și poziția e corect, e bună unde trebuie. Să dea Dumnezeu să nu avem nevoie de ea. Acum, oamenii trebuie să înțeleagă, eventual informați, ca în momentul în care, dacă Doamne ferește, apare o situație de felul acesta, este să aibă porci înmatriculați, adică să nu se opună în matriculările și identificării porcilor. Pentru că tot ce înseamnă despăgubiri din partea statului, dacă va fi situația sau va fi nevoie, deci nu se face despăgubire decât pe un porc cu trasabilitate, adică pe un porc care îi se cunoaște originea și mersul ei. Adică trebuie să fie identificat, să știe de unde vine, unde pleacă și așa mai departe. Iar pentru asta trebuie să aibă numărul lege. Dar cât e valabilă matricularea lui de asta? Cât este de valabil, în ce sens? Că de-aia încep să spun la un porc la altul. Nu, dar se fac dezinfecții, deci nu umblă oricine și oricum și... Intră cineva străin, intră cu cotier, nu intră străin. Perioada de incubație a virusului, la contact cu virusul, cât timp? Poate, știu, 14-21 de zile. La timp, perioada asta rece, virusul nu se poate conserva în zăpadă, în ăsta, și în primăvară să fie o durere mult mai mare decât ceea ce vedem acum? Asta vom vedea. Nu. În general nu. Dacă noi suntem atenți la mișcarea animalelor și la mișcarea oamenilor, în mod normal nu trebuie să fie probleme de felul ăsta. Da. Dacă îmi permiteți, deci referitor la pădurarul Veșliu Valic, eu zic că a procedat foarte corect. Foarte corect. Eu l-am felicitat astăzi și l-am dat ca și exemplu pozitiv. Deci el a aplicat o procedură pe care o avem. Deci a raportat pe care era, adică șeful de district și responsabilul de vânătoare la Ocol, deși nu era fondul nostru cinegetic, dar procedat de foarte clar, indiferent atât timp cât existăm drept sau înțeam, cât v-am sunat pe dumneavoastră, domnul doctor. Da, din păcate, unii răutăcioși încearcă să condamne gestul lui, dar nu, a procedat foarte corect. Gândiți-vă, dacă ferească Dumnezeu nu raporta și acel cadavru, acel porc infect mort, era consumat de către păsări, vulpi, câini, vă dați seama că te-ai extinde și îmi trezeam... Din cadavru ăla... Ne trezeam în câteva de zile la o mortalități, puteam găsi cărturi de aici de mesele așa. Deci, faptul că, mă rog, domnul primar, că sâmbătă din 13 nu s-a confirmat niciun, tot sunt negativ, este un lucru foarte bun, înseamnă că ministerul ăsta este un caz izolat. S-ar putea să fie emigrat de partea din Ucraina. Mai ales că s-a făcut vânătoare și înainte sărbători în zona respectivă și în 16. La fel a fost tot negativ. Deci nu există. Nu exista nici înainte sărbători. Eu zic că un lucru bun e faptul că, dacă putem pune un lucru bun, dacă m-am întrebat dacă era 3 decembrie, era înainte din sărbători, ce panic era în domnul cetățenilor, fiecare era porc să taie. Acum, cumva, am mai tăiat, s-a mai niște, trebuie să înțeleagă. Dacă era înainte sărbători, vă dați seama că dau toți în panică, mai spunea unul să vină la porcul, vă dați seama ce nenorocere era în zonă. Da. Da. Asta este situația, o luăm ca atare, dar repet, domnul pădurar a procedat corect și eu am fost feliști și apreciez că, repet, procedural, a aplicat procedural corect. Da. Explicarea la locul de muncă, Daniela, da. Și doamna director acolo să dedici comunicare și către oameni acolo. Pentru ei intră în panică, dar sunt și de cei care intenționat doamna formele aiuri acolo, și cu vorbă bună nu și prinde așa, dar o minciună imediat prinde. Și eu chiar am luat măsura acum dimineață, deci am ședință la obicei lunea. În zonele, deja avem zona asta de rază 3 km, deci am întârzit orice acces spre exploatare, chiar dacă am avut lucruri de exploatare, chiar dacă am, eu știu, masă noastră spre valorificare, momentan, până să vedem ce va hotărâ Comitetul Județean, nu se intră în pădure, nu se iese din pădure. Deci bariere închise, colegii știu care sunt locuri pe care mai intră cetățenii în pădure, dar interzis total.
până mergem o târgul de județean, dar momentan am adus tărârea asta, nici lucrări de exploatare, nu facem zona de rază 3 km. Paza cine face ca cetățenii să nu intri în pădure? Aveți... Păi o face personalul silvic, el are în pază, el știe, dar cetățeanul intră în pădure, anumite locuri, nu peste tot. Și el are, și plus mai are niște oameni din credere, nu poți să controleze el un perimetru de câteva zeci de kilometri, dar au și persoane din credere care pot să îi spun, dar el evet interzis total în zona asta trecând să intri în pădure. Nu, am crezut că ați fost poate ajutați și de cei de la jandarmerie și de... Deocamdată nu. Dar probabil o să fie. Nu, dar aici va fi treaba comitetului judiciar, pentru că ei vor face planul de măsuri și ei vor hotărâi exact măsurile clare care se vor lua pe perioada următoare. Trebuie să fim foarte atenți și dacă vom gestiona bine situația. Cât vom gestiona noi și vom implica și vom gestiona cât mai bine toți. Și oamenii vom face. Toți, nu există unul mai mare sau mai mic, deci e problemă generală. Sigur va fi bine. Și dacă omul este informat și discută cu el, îi zic că o să înțeleagă, deci nu să... Sigur. Eu sunt conștient că va fi dureros. Pe noi sunt cei care au făcut particulare în zona Pitiu. Și-o vrea, domnule, mai am luat o creangă, o cruză de nu știu ce. Asta este, trebuie să le spunem, dacă se hotărăște, nu se intre, nu se intre în zona asta. Gata. Dureros, cum e dureros, place, nu place, asta e. Că vorbeați de viața mixte, vorbeați mixte PNR, PSD sau vorbeați silbi cu civili. Da. E exact ca la politică, domnule. Poate ne ajută și filiala PMP din Costa Rica, poate. Da, deci atunci cred că... Da, eu zic că dacă vom fi serioși, eu sper să nu mai apară cazurile de boală. Eu știu că sunt de la Alba, sunt foarte serioși. Eu știu că la Alba nu am. Ai închis acolo? Da.